Poarta Sărutului din Parcul Central este simbolul iubirii pentru cuplurile care vor să-și unească destinele aici de Revelion. Devenită deja tradiție, oficierea de căsătorii va avea loc și anul acesta la Târgu Jiu în noaptea dintre ani. 18 cupluri, atât din Gorj, cât și din alte județe, au depus actele la ofițerul de stare civilă pentru a se căsători la Târgu Jiu de Revelion. La Târgu Jiu se păstrează și în acest an tradiția oficierii de căsătorii la Poarta Sărutului și pot să vă spun că 18 cupluri au hotărât să-și unească destinele în noaptea dintre ani la Târgu Jiu. Vă pot spune că tinerii îndrăgostiți sunt din zone diferite ale țării, din București, dar și din județe precum Dolj, Vâlcea, Turnu Măgurele sau Brașov. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu spun că taxa pentru oficierea căsătoriei este de 400 de lei, iar cuplurile vor primi din partea administrației locale câte un tort, șampanie și flori. Cel care va oficia căsătoriile din noapte de Revelion va fi anul acesta viceprimarul Aurel Popescu. Taxa de înscriere este de 400 de lei după oficierea propriu-zisă a căsătoriei. Tinerii îndrăgostiți vor primi din partea autorităților locale cât un buchet de flori, un tort și o șampanie. Anul trecut, 19 cupluri și-au unit destinul la Poarta Sărutului. Din anul 2002, de când a fost inițiată această tradiție și până în prezent, 230 de cupluri și-au unit destinele în noaptea dintre ani la Târgu Jiu.